seara și ne-am găsit la MCN Extemporal la Democrație. S-a terminat campania electorală. Discutăm despre chestiuni la ordinea zilei, despre educație în această seară, dar poate prindem și alte chestiuni, în orice caz nu politică. Până acum a fost campania electorală, așteptăm ziua de duminică, atunci vom vota. Până atunci stăm să se sedimenteze tot ceea ce s-a întâmplat în această perioadă de o lună. Invitatul emisiunii, Dumitru Oprea, deputat PNL. Bună seara, bine ați venit. Bună seara, bine v-am regăsit. Bun. Mai odihnit sau mai obosit? Oarecum, odihnit, gândindu-mă că va urma mâine o zi de relaxare, apoi duminică o zi foarte complicată, iar da, de luni încolo revenim cumva la normal, deși știm că întotdeauna post-alegeri sunt, e o perioadă încărcată. Va fi un normal anormal. Da. În schimb, ne întrebăm ce va fi, cum va evolua pandemia, o să ajungem și la școală, cum va evolua pandemia, vedem ce se întâmplă în toată Europa și ne strângem în spate, am văzut în Spania 11.000, în Franța 13.000 de cazuri pe zi, în Franța sau în Spania, nu mai știu, s-a depășit în această săptămână peste 100 de decese în 24 de ore, în cam toată Europa e o creștere a numărul de îmbolnăviri, numărul cazurilor de coronavirus, ne strânge în spate. Încă e cald afară, azi 29-30 de grade, dar ne gândim că intrăm cu toții în case sau în încăperi și nu știu cât de bine ne va fi. Sunteți îngrijorat de ceea ce va urma iarna asta? Nu, mai mult sunt îngrijorat de diversitatea părerilor din mediile pe care eu le-am frecventat în ultimele luni. Așa. Și dacă la început oamenii au avut un comportament, mi se părea mie, normal. Și responsabil. Responsabil, cu oarecare precauție, fiecare om făcea un pas sau se apropia de un grup, protejându-se conform unor recomandări destul de firești. După câteva luni din cele mai multe, au început zgomotoșii să vorbească. Chiar și în mediul academic. Dom'le, dar nu-mi povestesc mie că de acum nu se mai moare de gripă, nu se mai moare de inimă, nu se mai moare de diabet. Că știm noi cum e și pe afară. Că știm noi cum, da. Dar dumneavoastră zic, eu mai umblat când am fost că foarte... marile, tot felul de explicații am auzit, da, că marile puteri, că marile corporații, că exact, ăla, că ălalt, că Facebook, că Zuckerberg, că nu știu cine, că oculta, că 5G-ul, deci fiecare a avut explicația lui. Exact. Eu încercam să... Dar unde ați fost dumneavoastră? Dar nu trebuie să vă dau vouă raport unde am fost. Am mers pe probleme pe care eu trebuie să le rezolv în ipostaza în care mă aflu în momentul ăsta. Și normal că am o prudență. Nu mă duc în orice fel de comunitate, nu mă întâlnesc cu oricine, sunt mai selectiv. Dar altfel, dacă există vorba din popor, dar știu omul ce ar păți, dinainte s-ar păzi. Este o prudență naturală. E o prudență naturală. Tu te aperi înainte de a fi apărat de ceilalți. Ori lucrul ăsta... Bun, aici e și foarte complicat, pentru că trebuie să mergi în supermarket, trebuie să mergi cu un mijloc de transport, trebuie să mergi, să spunem că, nu știu, poate mergi la Parlament sau te duci la, nu știu, te duci într-un oraș în altul sau în același oraș. La serviciu trebuie să mergi. Nu în supermarketuri merg și am mers. Așa. În București am abonament pe toate mijloacele de transport, pe Express, de la 780, 81, 82, 83, 84. Circulat perioada asta, da, cu fost mijloace de transport? Am avut, da, cu masca, am avut, ținută regulamentar, nu nici așa, nici nu, pe frunte, nici da, pe ochi. La intrarea în instituția Parlamentului a trebuit să fim verificați, să ni se dea altă mască, mai sigură, mai prudentă, și am luat-o fără probleme. Deci, deplasarea am făcut-o fără nicio reținere. Am avut solicitări. De exemplu, sesiunea asta era obligatorie prezența pentru a stabili conducerea ultimă a
Camerei Deputaților. Dar numai dacă erai prezent, puteam vota. Și atunci era obligatoriu. Liderul de grup ne-a invitat să mergem. Bun, a fost, cred că la moțiune a mai fost, a fost doar câteva la ocazii. La moțiune, da. Rest s-a votat online, cel puțin la n-a fost probleme. La voturile online lucrurile sunt un pic mai simple, dar aici ești nevoit să te duci și să respecti niște bun, dar dincolo nume. De, hai să spunem că activitatea Parlamentului a desfășurat în mare parte online, cum probabil că mulți dintre cei care ne urmăresc au lucrat de acasă sau da. În fine, și e foarte bine că au putut alții, nu, în schimb chiar în vremurile alea cumplite, că erau mai puține cazuri ca acum, dar era mult mai agitați și mai speriați. Bun, vreți să vă spun de la școală? Eu la școală am avut multe examene așa. Online, multe examene cu sute de studenți online. Am făcut parte din comisie de doctorat online și activ. Unii membri ai comisiei puteau să vină direct. Am avut referate la doctorat și la fel. Cine putea să fie membru pentru o comisie de referent științific era din alt oraș, noi să facem parte dintr-un consorțiu universitar. Da, și n-au mai venit la Iași. Și n-au mai venit la Iași, ci de acolo și-au exercitat dreptul. Bun, da, astea. Chestiunile astea au fost serioase. Foarte serios. Adică n-a fost așa o... Păi că nu mai... te poți juca, deci nu, eram o comisie care conferea... E senzația și aici o să ajunge da. cu școala, că școala online, cel puțin da. Pe zona preuniversitară, e așa un fel de... Nu i-a spune vacanță, dar lumea nu prea ia în serios. E așa ceva facultativ, ceva, dar o să ajungem acolo. Bun, dar noi cred că am mai abordat chestiunea asta, dar poate așa, fugitiv. Da. Încotro se îndreaptă lumea. Lumea se îndreaptă spre un ceva pe care cei mai mulți dintre noi nu-l intuim. Că eu am senzația că, și astea nu sunt vorbe mari, am senzația că inclusiv democrația și regulile democratice aș spune chiar sunt în pericol, dar sunt mulți care pun sub semnul întrebării democrația și direcția în care evoluăm. Iar lucrurile se mișcă cu atât de mare rapiditate încât te întrebi cum ar putea arăta lumea peste un an, doi, cinci deja, mi se par foarte mulți. Interesant, parcă v-ați aflat la pagina 240 a unei cărți foarte, foarte interesante apărută în limba română, care pe copertă are titlul Oamenii versus Tehnologii, în care cele două referințe cheie sunt la democrație și la tehnologie. Riscăm să ne pierdem democrația tradițională, dacă te gândești la cea din Grecia de pe vremuri, sau cea romană, sau cea din perioada pașoptistă. Nu are importanță. Democrația este sub o amenințare fantastică datorită unor tehnologii care schimbă datele problemei. Iar acum, țin minte că era o zicere prin sfârșit de secol trecut 20, cine domină informația va domina planeta. Și într-adevăr, coloșii sunt cei care acum stabilesc regulile casei. Vrei educație online? Îți spunem noi ce soft să folosești. Și n-am să dau niciun nume. Bun, asta nici poate, de soft, nici poate de coloși. Poate că încă... Ca să nu mai coloși. Încă, ok, atunci știți cum e când porți și o pereche de blugi. Poate că... Nu. Pe vremuri era, nu mai dăm nume, dar era o singură marcă, da, pe care, sau nu știu, bicicletele, erau celebrele Pegasuri. Da. Pe la noi. Adică sunt niște monopoluri pe piața ale unor... Dar trendul este ăsta. Da, ne întrebăm dacă nu cumva tehnologia asta, nu știu, rapiditatea cu care se schimbă informația... Păi, vedem, de exemplu, apropo de informație, unde au ajuns ziarele. Păi, tu ca să aștepți a doua zi dimineață, da, să ziarul ăla cald, frumos, mirositor. Ziarele unde au ajuns, televiziunea unde au ajuns. Chiar și televiziunea, ajuns, că pe Facebook, că de fapt pe Facebook sau medii, pe site-uri exact. Sau pe online, ai totul în secunda aia. Exact. Dacă vrei radio, ai radio. Dacă vrei televizor, ai televizor. Dacă vrei telefon, ai telefon. Toate astea cu o tehnologie foarte simpluță. Și foarte ieftin. Și foarte ieftin. Și exact. Foarte ieftin, exact. Da?
Deci lucrurile astea se duc aici. Este trimit refăcută în San Francisco, în care se așează lumea bună. Zice autorul cărții cu pricina că 8 persoane din lume, cele mai bogate, au mai mulți bani decât jumătatea sărmană a planetei. Deci este bun, crezut. Acum știți cum e, nici să picăm. Dintre aceștia, dar nu, este statistică. Da, asta e, dacă i-a dus mintea, deci, au descoperit chestiuni... Lucrurile astea conduc la niște concluzii pe care noi ar trebui să le fi tras și să încercăm să vedem cât timp și ce putere au. Pentru că lucrurile se duc foarte puternic. Li se iau casele oamenilor care stăteau într-o casă a unui bogataș, ăsta vrea să facă Airbnb. Adică să treacă pe închirierea planetară. Oamenii plătesc pe un apartament în San Francisco $1,000,000. Pe o chirie pe o lună $3,000. Oameni buni, lucrurile sunt reale, sunt probate, sunt verificate. Ce se încearcă? Da, și în Marea Britanie, apartamente, am auzit, și Marea Britanie la fel. Prețuri de sute în de mii de lire, ceva cumplit. Erau în urmă cu vreo 15... Bun, ca să spun că și la noi încet încep păi să... se plângea un copil că îi cere cineva pe o garsonieră, nu pe strajnică, 1,000 lei pe lună. Și avea 2,000 că era absolventă recentă de învățământ superior. Nu se ne crede. Asta este trendul. Deci, toate poveștile astea, eu nu încerc să mă duc prea în detaliu, dar sunt niște lucruri firești pe care noi trebuie să le pricepem. Bun, dar legat de informație, că aici e îngrijorare. Păi informația se află în spatele lor. Aici eu spun cumva din interiorul sistemului, că lucrez de 30 de ani în presă, știu ce aia, informație livrată rapid, știu ce aia, multitudine de canale și e foarte bine că se răspândește pe diverse canale, astfel încât oamenii să poată decide în cunoștință de cauză, inclusiv la alegeri, sau să iau informație, un eveniment întâmplat acum 3 ore, să o verifice din mai multe surse și să-și facă o imagine. Dar întrebarea e, cel care recepționează informația asta, dacă e bombardat în halul ăsta, pentru că omul are problemele lui, se duce la serviciu, trebuie să meargă, nu știu, să facă mâncare, se duce în vacanță, nu stă și urmărește, n-are o școală a discernământului media, să spunem. Ai punctat excelent. Niciodată. Conceptul cheie care dă explicații întregii planete este big data. Bombardament cu date, potop de date. Dumnezeu ne bombardează continuu cu date, cu date, cu date, informații. Nu le mai putem controla. Iar eu chiar am scris un articol publicat într-o revistă impact în multe țări, fiind internațională, despre mari întrebări despre potopul de date. Big questions on big data. Fiindcă eu am mers de la ideea că băieții ăștia deștepți s-au apucat să sperie planeta, că vin foarte multe date, chipurile necontrolat, nimeni nu știe de unde vin datele, și că noi, terorizați de bombardamentul ăsta de date, trebuie să găsim calea cea mai bună să ieșim din impas. Ori impasul ăsta este unul controlat. Impasul ăsta este unul controlat. Îți spune și ce carte să citești, și de pe ce carte să înveți, îți spune cum să faci clasa 0, clasa 1, clasa 4, clasa 8, toate. Dar când citești cine se află în spatele softului, vezi că sunt niște colori. Da, o să vedem lucrurile. Aici, nu știu, dacă... Nu, dar sunt niște explicații. Ne trebuie, părerea mea, că ar trebui introdus în școală. Da. În școală, inclusiv o disciplină nouă. Legată de, nu știu, de interpretarea informațiilor, de discernământul. Noi avem managementul cunoașterii, managementul așa. Asta unde? În blockchain. Bun, asta la învățământul superior. Da. Dar părerea mea că ar trebui luați copilașii, poate nu de la clasa 1, dar undeva de la clasa 5, să fie învățați cum să...
care sunt sursele, bine, nu poți să-i spui intră pe site-ul ăla sau ia-ți informația de acolo, de un, mă rog, un blog cu orientare de dreapta sau de stânga, ci eu altceva să urmărești. Pot să vă spun, în Parlamentul European am făcut parte dintr-o comisie despre alfabetizare media, prin care încercam să ne adresăm copiilor care, sărăcuții de ei, puteau să fie luați de o avalanșă informațională foarte perversă și să-i doboare, și oamenilor în vârstă. Și a avut mare impact, pentru că asta era prin 2007-2008, iată, au trecut 12 ani. Păi eu cred că sunt două categorii vulnerabile. Da. Și copiii care vin acum și exact. Nu știu ce înțeleg, cât înțeleg ei din avalanșa asta, și cei în vârstă, cărora li se alimentează frici, da? Nu știu, și chiar îi văd pe mulți, că vedem, avem vecini, nu le parcă vin, când vine seara, se baricadează în casă, închid ferestrele, nici ascultam, nu mai vezi o lumină înăuntru. Spre ceva de televiziune, ascultam la un post de radio. Mi-a fost jenă să cred că persoana aceea este cadru didactic. Vorbea cu atâta patimă împotriva unor protecții făcute de părinți pentru copiii lor. Cum să-ți izolezi copilul? Cum să nu mă duc eu, bunica, să duc copilul de mânuță în clasă, că nu am mai putut acum, că da, nu știu cine regulă. Doamne, fii o leacă chibzuit. Încurajează-ți copilul, că o să treacă. N-o să fie pentru totdeauna. Dar lucrurile astea sperii și copiii și casa. Nu poți să vii tu dascăl spunând astfel de lucruri. Nu că mi-ar fi teamă de cineva, Doamne ferește. Eu cred într-o protecție a fiecăruia dintre noi și a tuturor în același timp, dacă avem grijă și eu de dumneavoastră și invers. Bun, cum e cu școala asta? Școala, am văzut mesajul pe facultăți, la noi, la universitate. La universitate cum e? La licență. Mai sunt câteva zile, nu? Da. Când începe? Săptămâna viitoare, nu? Săptămâna miercuri. Viitoare este o ședință anterioară. Miercuri, joi, este în sala aula Mihai Eminescu, la limitele acceptate de metodologie. De 50 sau da, cât? Da, da. Cât o să consideră de cuvință. Deci în amfiteatru, dădeam exemplu acum nu știu cât timp. Într-o sală de 200 de locuri, noi împărțim o dată la 2, fiindcă e un loc da, unul ba, și apoi încă un rând ba și unul da. Deci se împarte la 4. 200 împărțit la 4 înseamnă 50 de locuri în loc de 200. Acum stau și mă gândesc că pandemia asta are și partea bună, dacă există o parte bună, că erau multe acțiuni, nu mă refer la deschiderea unei școală sau universitar, că acolo lumea venea din proprie inițiativă, dar erau multe acțiuni la care trebuia umplută sala, inclusiv în politică, inclusiv lansări de carte. Dar să fiu sincer, știți că... Uite, acum, chiar dacă sunt 10 în sală, 20, nu cred că se supără cineva și nu cred că nici interpretat că, nu știu, respectivul, nu știu, n-are trecere sau n-a venit lumea pentru el. Am fost rectorul universității 8 ani. Eu nu cred că vreodată a venit cineva la deschiderea anului universitar cu deasila. Da, e adevărat. Dar, domnule, era jenant când veneau personalități de renume internațional la deschidere și copiii se plictiseau și începeau să plece. Jenant moment era ăla, iar cei care răspundeau de buna organizare nu interveneau. Bun, acum mai e o chestie. Poate că și acțiunile respective erau prea lungi. Da, pentru că... Poate că și acțiunile respective erau... Ați atins un subiect foarte interesant. Pentru că orice eveniment trebuie să-l faci cumva atractiv, să captezi atenția, pentru că nu poți tu să vii să vorbești, să faci ce vrei în sala aia. E o regulă a bunului simț. Trebuie să ai 200, 300, 500 și aia trebuie să stea 2 ore, 4 ore, 6 ore, pentru că e o acțiune și că trebuie să ai respect față de... Păi poate tu mai ai și niște treburi. Regula spune între 20 și 40 de minute te simți superb și ei se simt la fel. Dar orice depășește deranjează. Și la ore, și la cursuri, se spune că la fiecare 18 minute încearcă să mai faci o glumă.
încearcă să spui... Mai rupe o leacă ritmul. Mai rupe ritmul și mai adui în lumea cealaltă. Dar lucrurile astea nu prea sunt respectate. Mai, cred că și sunt niște profesori scorțoși, cred că da, încă mai... Care încep, nu iau nici pauză și fac din două ore, fac o oră jumate ca coadă și țin pe sărace copii. Și au undeva în cursul lor scris într-o paranteză Bancul Culighianu. Și cei... Am văzut așa ceva. Da. A, ca să nu uite că... Să nu uite, punea Bancul Culighianu. Moment umoristic, nu? Da. Bun, pauză, apoi ne întoarcem. Extemporal democrație, invitat deputatul Dumitru Oprea, discutăm despre școală în pandemie. S-a deschis școala în preuniversitar. Văd că încă, acum nu știu, că sunt și niște alegeri la mijloc și trebuie să nu se întâmple nimic, nu știu, dar s-a deschis. Au trecut două săptămâni, n-au fost chiar atât de multe probleme, lucrurile au mers. Eu mă așteptam, spre exemplu, să fie chiar mai rău. În preuniversitar, în București, s-a început povestea asta de blocare a școlii de pe 24, respectiv de ieri, și apoi și vineri, și până pe 30. Bun, asta că din cauza votului și da. E bine că e și așa. Și toată partea asta se e bine că e așa, pentru că online. Să nu se amestece și plus de asta să fie timp pentru dezinfectare, da, exact. Pentru... Nu, dar eu spun că mulți spuneau că, domnule, nu va dura mult și școlile vor cădea ca spicele una după alta din cauza numărului mare de îmbolnăviri și că în final situația va arăta prost. Acum, deocamdată sunt doar... Am mai văzut niște mișcări. Doar două săptămâni, să vedem. Am văzut niște mișcări interesante cu elevi care au mers în alte centre educaționale. Dacă ai un nucleu foarte mic și nucleul ăsta este afectat, cei care nu au nimic se pot duce în alte zone. Dar este o altă formulă de mobilitate. Deci se încearcă a se depăși toate stările astea necunoscute, necontrolate, atipice, în forme, zic eu, generatoare de încredere. Da, crezi că va merge sistemul ăsta? Adică vom încheia, să spunem, nu știu, semestru, e mult spus anul, că anul se încheie undeva în iunie, da. Mai iunie, anul viitor, dar măcar semestru până în ianuarie, februarie, sau nu știu cât durează, cum ai organizat acum preuniversitarul, spre exemplu. Crezi că va ține, adică va... lucrurile vor evolua într-o direcție normală sau ne vom trezi prin noiembrie... toată lumea în casă, mă refer în învățământ, și școala online va fi la putere. În câțiva ani, școala online va fi la putere. Deci câțiva ani. Da. Fără avea, cred că, legătură natural. Cu pandemia. Nu cu pandemia. Nu cu pandemia. Păi și pandemia ce e un exercițiu? Pentru că eu, țineți minte ce v-am zis cândva, în 2000, în intervalul 2000-2008, răspundeam de universitate, eram rectorul universității. Și am încercat să dau drumul învățământului online. Când una dintre cele două supercorporații care aveau online-ul mi-a zis, aveți 42.000 de suflete acolo, da? $6 de fiecare persoană. Și am zis, 6 ori 40.000, 240.000. De două ori pe an, 240.000 cu 240.000, 500.000 pentru ce? E prea mult, prea. Și m-am speriat, școala s-a speriat și mai tare și am abandonat. Deci intenția mea de trecere pe un sistem educațional mixt, hibrid, cum să numește. Da, asta e pentru toată universitatea? Da. Era intenția atunci? Da. Sau, da, mă rog, se discuta chestia? Pentru că era, domnule, era pe val. Ce bun, să și mai... ce cerea? Cerea pentru o platformă? Fiecare student costa cam $6. Cu softul, ca da, de ei, cu întreținere. La... Da. Deci ca să aibă acces la soft, la toată partea de logistică, fizică. Costul pe student pe an sau pe ce? Da. Sau pe lună? Da. Pe an. Da. Asta era taxa percepută. Și mai era și un audit pe care el făcea o dată pe an ca softul să fie cel actualizat, performant și așa mai departe. Pe bun, și suma e chiar așa mare? Nu știu. Păi era foarte mare, mai ales că ceilalți care erau categoric împotrivă spuneau, păi, aruncați așa. Păi nu mai bine, da.
De 2000, cred că jumătate, era un sfert de milion de euro erau bani, da, în condițiile în care erau proiecte pe bani europeni de sute de mii de euro, da, nu ca acum milioane, ăsta, zeci de milioane. Preocuparea a fost veche. În marile centre universitare ale lumii era educația online sus de tot. Orice super universitate avea și online. Avea și online. Bun, și spuneți că mergem spre online 100%? Cred că vor fi. Nu pot să spui categoric că de acum va fi numai așa. Dar va pătrunde sistemul online cu super performanțe. Pentru că dacă ție ți se oferă și catalogul făcut, și actualizarea notelor, și teme pentru acasă, și variante suplimentare de studiu, există khanacademy.com, Academia Khan. În acest Khan, un genial al Americii, care a făcut studii superioare în Ivy League și doctorat tot în Statele Unite și a primit finanțări de sute de milioane să dea drumul acestei academii. Academia asta este planetară de acum, fiindcă în multe state ale lumii, tot ce se predă la Academia Khan este tradus și în altă limbă străină. Cel care a făcut Academia și spune, nu există 999. Notele sunt de 10. Dacă un copil n-a înțeles de 10 un concept, nu va înțelege multe alte concepte. Iar această Khan Academy este acum, orice părinte poate să verifice pentru copilul lor cum se pot face exerciții. Că el a pornit de la o nepoată care avea mari probleme cu înțelegerea aritmeticii. Nu mă apuc acum să-i povestesc afacerea, dar a prins așa de mult teren încât nu-i copil în Statele Unite care să nu folosească și Khan Academy. Chiar dacă face ore tradiționale la orice școală din Statele Unite, privată sau publică. Bun, asta e mai mult o formulă complementară, înțeleg. Da, dar este de o performanță rară. Da, posibil ca în câțiva ani să răstoarne, să fie mai tare ca... E foarte tare, foarte puternică și este doar un exemplu. Bun, da, asta e, când spuneți că s-ar putea să se meargă către zona online, învățământ online, vă referiți doar pe zona universitară sau și pe cea... Nu observați, și la noi a fost discuția asta purtată, clasa 0 și clasa 1, am stat de vorbă cu directoarea, am pornit cu ea la luptă când am creat grădinița Universității Cuza Junior și școala primară Junior. Încă este directoare și este genială și foarte muncitoare și își iubește copiii și îmi povestea, domnul profesor, eu sunt interesată ca la clasa 0 și la clasa 1 învățătorul să-i oprească mâna tremurândă și să-i o mângâie și să-l învețe să scrie frumos, să gândească frumos, să elegant, în grup, ei să fie toți o echipă, după care mergem pe orice altă tehnologie. Deci există niște momente în viață în care omul cu sufletul trebuie să intervină. Și momentele astea sunt controlate. Adică spuneți că totuși trebuie să vină și fizic la... Da. Adică să nu, da, nu doar ca deci așa te transformi în... clasa 0, clasa 1... Îi transformăm în niște roboței. Nu, dar nu poți. Plus că cum scriu ei? Adică trebuie să scrie litera aia. Adică nu poți să... Hai cu un exercițiu, poți să-l faci pe calculator sau o compunere sau nu știu ce. Mi-aduc aminte pe vremuri. Noi nu aveam pixuri și nu știu, când a venit o colegă cu un pix adus de taicul care era, nu știu, sanitar ceva, aveam o peniță bolândă, dar n-aveam nici toc și puneam... Cerneală, era cerneală proastă. Și vărsam cerneala. Eram în faza aia de începători. Cam așa sunt copilașii ăștia cu online-ul. Până la urmă am învățat să scriem, să trecem cu... Da, eu mi-aduc aminte, erau caiete... Cu liniatură. Da, bun, asta era una, da? Dar cu hârtie atât de proastă. Proastă, da, încât sugea. Era... Hârtia sugea cerneala. Cumplit. Dar și noi aveam o cerneală și atât de proastă. Și făceai o măzgleală acolo, cel puțin în clasele întâi, a doua, plângeai acolo, îți făceai tema. Păi, făceam minte. Cerneală din cenușă. Din ce? Nu, asta nu știu. Ei, da, o făceam și sugea. Poate că n-am prins eu, că era... E o diferență. Era, da, era criză și atunci de anii... Era, dar tot ne descurcam și 80 sau cât era criză de cerneală, că Ceaușescu
strângea tot ca să plătească dările la... Ne pupa pe frunte, da, 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 uite că ai făcut bine, dar ia treci la tablă să văd cum... Și veneam la tablă și făceam foarte frumos și gata. Așa am început. Deci noi eram atunci cu instrumentul de scris ca și cu tehnologiile online de astăzi. Bun, acum întrebarea e, cu școala asta online e serioasă treaba? Adică se face serios sau... N-a spune la mișto, că e un termen care parcă nu se potrivește în zona educației, dar e așa, hai să ne aflăm în treabă. Hai să... Nu-i deloc așa. Copiii sunt mai deștepți decât bunicii și părinții lor. Și o spun cu toată convingerea. Avem copii care sunt atât de pricepuți la tehnologii informaționale. Asta e adevărat, dar e folosită... Sunt, bănuiesc că sunt și, asta înseamnă că sunt și inteligenți, nu? Da. Dar e folosită inteligența lor sau e profită școala, cu ghilimele de rigoare la profit, pentru a exploata inteligența asta și a o canaliza, a o duce într-o direcție bună, a nu știu, da. A o folosi într-o direcție școlile proastă. Școlile trebuie să fie preocupate astfel încât inițierea asta pe care copiii o au. Pentru că pe mine mă deranjează, știți ce, când pleacă din Statele Unite să ajungă în Europa, 8 ore sau 12 ore, depinde pe ce traseu vine copilul, stă numai pe laptop cu desene animate și cu nu știu ce, el având 2, 3 sau 4 anișori. Nu-i normal așa ceva. Încearcă să-i găsești o altă ocupație copilului. Dar hai să spunem că asta este o variantă salvatoare, că ai trecut cu el oceanul. Dar mai și departe, nu plânge, nu se plictisește. Dar mai departe în școală, copiii de la grădinițe, să știți că fac inițiere în analiză, inițiere în proiectare, în programare. Sunt școli pentru copii de grădiniță. Care... Asta unde? În America? În America. Dar la noi? O să prindă și la noi. Păi când? Păi când? Uite păi acum. Acum. Noi avem 30 de ani de când tot întrebăm. Noi avem și la universitate. Și la universitate. Vă spun sincer. Eu nu mă plâng de copii. Mă plâng că în cadrul în care ei operează sunt diferențe zonale diferite. Dar spuneți-mi, de ce România nu reușește să dea cât 6% din PIB pentru educație? Da. Nu reușește fiindcă ei se obișnuiesc. Cum să nu fie bine? Am vorbit. N-ar fi pe ce să se cheltuie. În lege este trecut. Păi știu. Da. Dar nu știu cât e, e 2,5, 2,4, 2,8, probabil cu cercetare se duce în 3 ceva. Știți de ce? De ce nu reușim? Fiindcă n-am nimerit până acum, poate sunt excepții și îmi cer mii de scuze față de excepțiile pe care probabil că le știm împreună. Oameni care să fie la conducere în educația neamului cu patimă. Când spui un nume... A, gata, profesorul cu tare. De exemplu, profesorul Marca a fost un profesor superb care a încercat să facă minuni și câte în lună și în stele. Dar înaintea profesorului Marca și în perioada cealaltă, în perioada interbelică, în perioada de după 1800 și, oamenii au făcut școala adevărată. Școliți în Franța, școliți în Anglia, școliți pe școli adevărate, au venit în România și au implementat o altfel de educație. Și am încredere că și acum sunt. Pentru că dacă stau și mă gândesc că dacă băgăm bani, nu știu, în protecție socială, într-o administrație adesea, n-aș spune pe de-a întregul, dar adesea ineficientă, nu știu, și consumatoare de resurse, nu știu, ca să nu spun altceva, nu putem investi mai mult. Ne uităm la țările nordice. Păi eu vă dau un exemplu. Dar chiar și alte țări europene. Ați auzit 6, afirmația? 7, 11%, nu? Eu am impresia că sunt țări în Europa 10-11% din da. La educație. Da, da. Deci noi avem 3, 2, 8, 2, 5, 2, 4. Și diferența. Și vă dați seama, deci de 4 ori mai mulți bani de în educație. Aici este și diferența colosală a educației. Noi nu prindem trenul ăsta niciodată și țipăm că PISA, nu știu ce, evaluarea făcută da. Printr-un standard așa, noștri copii sunt... Copiii noștri n-au nicio problemă. Sistemul de educație, dascălii, organizarea, sunt vinovați. Pentru că nu poți să lași copilul ăla să... ce să facă? El are probleme cu interpretarea a ceea ce citește, cu
aritmetica nu am nicio problemă. Dar nu sunt făcuți în așa fel încât să poată percuta la... Bun, unii sistem. Spun că și dacă s-ar aloca bani ca volum dublu, să spunem, nu s-ar ști ce să se facă cu banii. Adică unii ar spune hai să dăm în salarii, alții spune hai să văruim clasele. Eu să vă le dau facem, un exemplu. Să le facem, nu știu, palate. Întreaga Românie, implicit dumneavoastră și eu am auzit când ni s-a spus că o să primim până pe data de 10 septembrie pentru copiii noștri 250.000 de tablete. După care la câteva zile s-a mai spus că ministrul fondurilor europene a spus că a mai găsit finanțare pentru 750.000 de tablete. Adică milionul de tablete. S-au făcut 1.000.000 de tablete. Știți câte au intrat până pe 10 septembrie? Niciuna. E, și atunci ce să mai creadă românul? În ce? În cine? Eu n-am dat nume. Bun, da. Dar nu poți să vii cu astfel de promisiuni. Care e cauza? Păi care e cauza? Că bani, un sistem bani în care nu cred că crede. Nu... Nu știu dacă banii, ci sistemul de birocrația, banilor, licitațiile. Licitații. Dom'le, eu m-am săturat de povestea asta. Aud și pe, da, pe chestia că nu se pot face autostrăzi. Dom'le, că e o birocrație. Dom'le, dar la alții cum e cu birocrația exact. Asta? Nu, avem model european, țări vecine, da, nu știu, Croația e brăzdată de autostrăzi, nu mai vorbesc de Ungaria, da. Am ajuns cum în Dumnezeu Etiopia, la ei se poate? În Etiopia am ajuns pe un drum național până la 5.000 și ceva de metri altitudine. 5.000 și ceva de metri. Știți cum era? Parcă... Bun. Era teren de joc. Păi, autostrada superbă. Se face, dacă e autostradă, cum o faci prin munte. Cum acolo poți să faci așa până la 5.000? Păi și la noi, oricum, la noi, treci de, că nu sunt mai mult de 1.000 și ceva, n-au, că nu treci prin Făgăraș pe acolo. Ne-am obișnuit să mințim. Poporul cu televizorul, cu radioul, cu internetul, cu extranetul, toate cele. Mințim. Și n-avem pic de respect. Dacă eu am făcut din universitate o minune, am făcut că oamenii au crezut, banii erau foarte bine gestionați, orice bani... Dar repet, să spunem că la anul vine un guvern, da, un guvernul extraterestrilor, nu dăm nume de partid, și spune, gata, dragilor, aici în România dăm, ai nu 6, dăm 5% pentru educație. Cum ar însemna o, s-ar arunca practic cu bani, o dublare aproape sau de două ori mai mult, ce ar trebui făcut? Păi ce s-ar trebui, ce ar trebui? Dacă ați observat, era o persoană în urmă cu vreun an și ceva, care dădea înapoi bani din educație. Și lumea spunea, Doamne ferește, cum să dai din educație unde avem nevoie de bani? Dar erau de fapt angajamente că de fapt noi puneam că vom lua banii europeni, dar de banii europeni nu ne lipeam și atunci nu puteam să-i folosim nici pe cei românești. Și banii erau redistribuiți, redistribuție bugetară, cum avem acum, pe buget și pe asigurări sociale. Deci astfel de explicații sunt până într-un punct de avem bani cu grămada, nedând curs proiectelor europene, automat nu angajăm nici banii românești. Și cu asta se duc miliarde într-un an, cum s-au dus anul trecut. Asta e explicația. Da. Suntem pe final. Deci ce se va întâmpla la CUZA de săptămâna viitoare? La CUZA. De cursuri. Înainte, școala. Cursuri. Școala. Cursuri online și seminarii. La licență. Laboratoare. Sunt niște combinații. Vorbiți de combinații acum. Nu. Niște combinații din punct de vedere al metodologiei folosite. Se folosesc cu predilecție cursurile online, dar este recomandarea făcută ca pentru tutoriate și alte forme de conducători de lucrare de licență, de altă natură, să aibă loc și întâlnirea tradițională. Dar la master, toate evenimentele, cursuri, lucrări practice sunt numai online. Deci, practic, școala va începe și nu prea în sistemul pe care îl știam diferit. Noi. Da, aici ne întrebăm, e foarte interesant că dacă la preuniversitar lucrurile sunt cum sunt, în zona universitară
o desfășurare a ostilităților pe online, să spunem, da? Stăm și ne întrebăm dacă nu cumva Iașu pierde. De ce? Păi, dacă ai, nu știu, un student din, v-am mai spus, din Focșani... I-am întrebat. Păi, dar el nu mai vine și se cazează aici, poate... Nu mai vine și cumpără de aici, cu cazarea, stă acasă la el în bucătăria lui din Mărășești sau din Rădăuți, da? Sau din Botoșani și nu mai vine aici, nu mai închirează apartament aici, nu mai cumpără mașină de aici, nu mai consumă de la magazinul nu știu care. Da, dar nu e nicio problemă, pentru că eu vă spun acum sincer, prezentările de cursuri le făceam într-o simbioză perfectă noi dascălii alături de studenți. Dar acum studenții n-au avut probleme nici de internet, nici de a avea sau a nu avea curent electric acasă, nici de a fi înțeles softul pe care noi l-am folosit, toate au mers fără probleme. Deci la capitolul ăsta ei sunt majori. Da, nu, eu mă refer dacă nu pierde Iași din punct de vedere economic. Asta, da, pentru că... Există o pierdere, clar. La asta mă gândesc. Da. Bun, cu concluzia asta închidem emisiunea. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Atenție, duminică e zi de vot. Bun, eu nu am tot îndemnat să meargă lumea la vot. O fac și de data asta, dar pe la urmă fiecare face cum crede. E bine așadar de mers să fie o prezență așa masivă, să avem șefi în administrație aleși cu 50, 60, poate chiar 70%, să nu ne mai plângem după aia că a fost ales sau, mă rog, cu un total de 15% din numărul votanților. Mulțumesc încă o dată, mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Sunt Florin Ghețău, seară bună!